Stăteam zilele astea pe TikTok, lucruri pe care nu-l fac foarte des și am dat de TikTok-ul ăsta. Ai se disco, you se party, disco, disco, party, party. Ai se disco, you se party, disco, disco, party, party. Bă, și când l-am văzut am zis că ce idee tare ar fi să filmez un clip în care mă joc random cu această fată pe care nu o cunosc, de pe TikTok. Și am scris și a acceptat și ne-am jucat și ne-am distrat și a fost fain și urmează să vedeți videoclipul. Vizionare plăcută, Serus. Bună, Sara. Bună, sper că mă auzi bine. Te auzi decent. Atât e tot ce pot. Ce faci? Bine, tu? A, uite pe aici și eu, la o loală. Cum, în primul rând, cum să-ți spun că ai foarte multe nume? Selena. Selena sau Serena? Cu L. Cu L? Da, de Selena. De ce te cheamă Serena pe joc? Pentru că aveam 15 ani când mi-a făcut contul și a fost așa, la Panarama. Bine, Selena atunci. Hai să-i dăm să ne jucăm. Lasă-mă să ghicesc că o să joci. Oare Yumi? Cu siguranță Yumi. Ok, ok. Nu știu dacă o banez. Banează cineva, eu nu o să banez. Vrei să o banăm ce? Suport. Nu, am niciun fel de preferință. Habar n-am. Ceva ce te amenință pe tine. Hei, vezi că la nu Yumi. Nu-mi dau seama. Ce nu-ți place ție să joci contra? Păi ce-ți dă ție count? Nu știu. Mie nimic nu-mi dă count. Scria pe internet că Lucian este foarte puternic. Nu știu care sunt motivele, dar dacă așa zice internetul, eu ascult, cred. Ai skin-uri? Să fii da, match-i. Da, de academie. Și ce culoare are sau cum arată? Am toate cromaurile. Ai albastru? Da. Ai alb? Da. Ia-ți alb. Eu știu de ce n-au AD carry, de ce n-au suport? Ce se întâmplă? De ce au trei jungle? Cred că joacă Ivern suport sau nu înțeleg nimic din echipa lor. Da, nici eu nu prea. Nimă cum arată astea, bă. Stai că eu drept n-am mai jucat de mult. Păi și cum vrei să ajungi challenger dacă nu joci drept? Astea sunt doar detalii. Eu am mentalitatea de challenger, n-am timpul de challenger. Și mouse-ul, și tastatura. Și mousepad-ul. Bă, dar ce semnifică prostiile alea? E divizia de unde? Eu de ce am silver? E playtime-ul, să știi. Playtime-ul? Cu cât joci mai mult, cu atât e chestii din aia mai șmecheră. Ah, ok, ok, ok. A, și nu trebuie să fii bun. Trebuie numai să joci. Da. Ah, ok. Dacă câștigăm meciul ăsta și dăm win la sfârșit, le facem sârba în bază. Oh, da, mă bag. În bază sau? În baza lor. Sunt nerăbdător. Chiar n-am mai jucat. Nu mai știu de când n-am mai jucat. Eu chiar nu joc, bă. Stop! Pauză de giveaway ca de fiecare dată. Lăsați un comentariu la acest videoclip cu ce vreți voi și aveți șansa să câștigați aceste două skinuri. Bad Nivea Emerald și ceva Bioric Emerald. Desigur, aceste skinuri sunt oferite de Riot Games, cărora le mulțumim tare mult. Vă pupăm, Riot Games. Lăsați comentariu și pe data de 9 decembrie la ora 19 ne vedem live pe canalul ăsta. Facem extragerea. Trebuie să fiți pe live ca să câștigați, ca să vă pot da premiile. Bine, vizionare plăcută în continuare. Ciao. Chiar îmi doresc să joc mai mult. Bine, de fapt în același timp este o relație love-hate cu acest joc nemernic. Ia. Mamă, și sunt iteme noi și de alea, eu nu știu, nu înțeleg. Nici eu nu știu toți campionii, că abia m-am reapucat și eu, da. Dar de cât timp joci? Păi am jucat în 2016 și 2017 două sezoane și după m-am lăsat. Și m-am apucat acum câteva zile, două săptămâni, da. Hai că... Să nu murim din prima. Hai să dăm niște târcoale, vrei? Poate murim. Nu murim, mă. Le dau un Q să vedem dacă stai aici. Wow. Da, n-ai dat Q-ul bine. E ok, I got this. Îl batem, vrei să-l batem? Nu putem să-l batem, e frică. Sar pe mine, pisico, hai sari, sari, știu că vrei. Dar le simt ce nu vine. Păi uite, hai fugi. Bă, ceva cred că nu a mers conform planului. Nu muri și tu, te rog, bă, le simt, mă. Du-l în tufă, du-l în tufă, da. Bun, așa, măcar să moară și el. Hai că o supraviețuit. Gata, am dat vina pe junglă, acum putem să ne vedem de lane. A, da, mă, este combinația Ivern Rengar, că pune tufe și el sare din tufe și de astea. Nico a murit! Eu aș pierd farm, vai doamne, nu e groaznic. Vreți să dăm remake? Păi merge să dăm? Na, da, merge să-l omorâm pe ăsta. Cumva, la un moment dat în match-ul ăsta, nu știu. Ah. O să murim. Nu, o să-l batem și o să luăm blue-ul ăsta. Dar n-avem level 2. Îl facem acum. N-am cum să-ți dau heal. Te rog, nu, bun, a fost ok, a fost foarte bine, mă, suntem legendari. Eu o să stau un pic în bază, mă duc până la baie. A, uite, mare lag, mă, săracu, și l-am judecat. Mamă, ce o să ne bată Rengar ăla din nou, să înțelegem nimic. Da, având în vedere că Lissina a fugit în locul faptei, cred și eu că nu o să ne gancheze. Dă-i pe ăsta, dă-i pe ăsta. Adică stai că n-ai ce să-i dai, ești Yumi. N-ai jucat și tu Yumi, știi cum e. Come on, te rog. Nu pot să cred așa ceva. Facem un trick nebun și-l batem sub turn. Crezi că avem noi viață să-l batem sub turn? Aproape. Bă, nu știu unde e Udyr, asta e problema. Hai că mă duc să verific un pic.
Gata, am verificat. Noi putem bate, tu ai XO, ai... în cât timp Ignite-ul? Într-un minut și 18 secunde, că l-am folosit să-l omor pe la prima dată. Te rog, mori! Nu pot să cred așa ceva. Jocul ăsta nu ține cu noi, bă. Dacă vine Odir, o să nebunesc. Distruge oară. Distrugem noi pe... dă-i tare, dă-i tare. Ok, da. E foarte prost. Îl bagem și pe ăsta. Nu știu cum exact. Ce vrem ăsta? Facem dragon. Give it. Când să mergem? Nu, că ne-a omorât acolo. Lisinia este inamicul, tu încă n-ai înțeles. Ne descurcăm de minune, Serena. Ai level 4. Da, după calculele mele, n-aș ști exact ce să cumpăr. De ce nu ții și tu profesor? Că toată lumea folosește. Îl am, dar nu am încredere. Ai Ignite, ai de tăt, eu zic să-i batem. Sărim așa direct pe ei? Da, în tăți minune ea. Nu e o idee bună. Este, este. Ideea e că copacul moare foarte repede. Ideea e că nu prea avem viziune. Gata, avem. Să... uite-l. Dă-i. De ce? E ok, îi batem, îi batem. De pe copac, dacă poți. Am dat Ignite. E ok, moare. A murit. Bravissimo. Și pe ăsta, dar o să vină Odir, dar îl batem și pe el, da? E sigur că îl bați cu viața 100%. Pe care 100%. Da, 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 da. Nici o emoție, n-am, uite, mă prefac când dau ricola aici numai să vină din acea tufă. Păi nu cred că mai e. 40 cu 60, 100, 164, îl batem, ok, 164. Bun, ăsta a fost. Na mane. Este în regulă, nici eu. Deci uite cum facem. Luăm rapid acești minioni. Fac ultă și îl mor pe rengare, ești pregătită. Never mind, ok, eu plecat. Ce fa, mă? Nu te băga. De ce? Frică să nu mori. N-ai încredere în mine. Hai că fă foarte frumos. Mă, bă, dominăm. Vezi, okay. Mă, le-am dat avantaj, mă, prietenilor, și tot nu a făcut nimic, bă. Ce rușinos. Ia uite ce bătaie e. Uite, mă, uite, da, foarte intens. Au, au, au. Eu la o să ne fie frică. Bun, planul este în felul următor. Omorâm copacul prima oară. Pun oarb prima oară. Sigur. Așteptăm să-ți vină și Ignite-ul și după aia ne băgăm all-in. Doamne ferește, nu vedem nimic. Aici ai batem, dacă... ok, mai lăsăm un pic să mai trăiască un pic. Ok, stai mort. Și ăsta-i mort. Ah. Nu, nu, ok, ok. E bun. Mare play-ul ăsta. Hai că mare. Hai că mare. Hai că mare. Hai că mare. Bă, Rengar are ultă, dar eu, mie nu mi-e frică. Îl batem. Ai mult HP, într-adevăr. Foarte distractiv League of Legends-ul de altfel. Am și uitat. Hello, Rengar. Stai, dacă îmi răspund, dacă e prietenul. A, tu ai ultă. Ai și Ignite. Wow. Bună dimineața. E destul de riscant să ne băgăm ori. Oh, îl batem, îl batem. A murit. Bun. Bun. Stai că sare. Ok, după calculele mele, îl batem și pe ăsta. Dau Ignite-ul, am dat Ignite-ul. Bun. Pe el. Dar nu cred că moare. Moare, cum să nu moară. Deci știi cum facem, te dai jos de pe mine, îi dai un hit și după aia eu îl omor. Dai un hit. Și atât. Excelent, nu, mă. Bun, 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 foarte frumos a fost. Bun, ia tu turnul, după aia vii pe mine. O să dureze până ia turnul. Hai pe mine, lasă-l, lasă-l să trăiască, cruță-l. Apoi ce dă prin ăla, mamă, are 9-0, mă. Nu știu pe cine tot bate, dar bate. Mamă, ce joacă ăștia noștri, mă uita și pe mine acum. Spectacol fac băieții. Oh. Dă-i. Bună ultă. Nice. Nu, n-am înțeles nimic de acolo, dar pare că i-am bătut. Sare pe mine, e așa de nebun? Da, sare. Aș chiar nu de sare departe de copac, era o vorbă, nu știu de ce am zis-o, dar mi-am lăsat aminte acum în timp ce mă băteam. Aoleu, ce joaca noștri, mă. Da, ar fi nevoie să mergești mai. Vai, pentau nostru, haide, tupeu. N-am multa, dar... Noi bai, noi bai. Ai, ok, stai că sare level 11, ne cam nenoroceaște. E că eu nu prea aș vrea să mă fac cu Vladimir ăsta vreodată, deci merem la proștii noștri. Wow, pe copac. Bă, dar... ei, da. Hai, dă-i. Păi, îi dau numai, stai că dă el prima oară. Ia mă, să farmez, bă. Pare că și el vine să farmeze. Uite cât îl aleargă. Ce săracul băiat. Bun. Uile-ala, uile-ala. Oh, săracul. Și că jungle gap. Jungla noastră nu a făcut nimic tot match-ul. Doamne, frate, ce se întâmplă? Ce este acest măcel? Această vărsare de sânge. Ia, dă cineva în el. Oameni. Auleu, cât da, un HP ai? Unde fugi? Ce faci? Vai, săracul ăsta are level 8. Vai, oprește-te, animalule. Și în viață, bă. El încă trăiește. Te plimbă pe aici. Fugi să nu te ia. Chestia e că eu îl cam bat. S-a jucat. Se vede că e high-low lisinul nostru. Nici măcar n-a făcut crab înainte. N-a murit. A fost frumos cât a durat. A? Ba nu, uite, stai că mă lasă prietenii. Tu ce mai faci? Aștept. Renvi. Eu? Da. Eu nu-s mort. Aproape. Interesant că nu se predau băieții ăștia, sunt foarte optimiști. Oamne ferește, eu dat 3 hituri, mă. 1, 2, 3, 4. Eu dat 4 hituri, 1, 2, 2 hituri. Vai viață, 18-1 are, mă, omul. O să ia S minus.
A, au dat surrender, mă. GG. N-am apucat să dansăm. Poate meciul viitor. Ia, luăm cu toții azi, în afară de Lisin, care nu merită nici măcar B. Am luat S minus, bă. Ok, hai să mai dăm una. Trebuia să joci Timo. Este o combinație, vrei să o facem? Știu ce să jucăm. Tu joci Timo și eu joc Casiopea, frate. Că tu i-o trăvești și eu pot să le dau eu, că s-o trăviți. Asta a fost videoclipul, urmează și partea a doua. Nu uitați să lăsați un comentariu pentru ca să puteți câștiga premii. Ne vedem pe live de la 19, pe data de 9 decembrie. Numai bine, pa!